Pe data de 27 august, când se împlinesc 32 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, în capitală vor avea loc mai multe evenimente culturale organizate de guvern. Programul festivităților începe la ora 8:30 dimineața cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și Maica Îndurerată. Ulterior, conducerea țării va participa la ceremonia oficială de inaugurare a sărbătorii naționale, Ziua Independenței Republicii Moldova, care va începe la ora 10. Pe parcursul zilei, în Piața Mare Adunări Naționale, vor avea loc concerte de fanfară în interpretarea Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova, Orchestrei Model a Inspectoratului General de Carabiniere al MAIE și a fanfarei Poliției de Frontieră. În intervalul orelor 12:16, în spațiul verde din spatele Casei Guvernului, va fi organizat evenimentul de vorbă cu cetățenii, în cadrul căruia premierul Dorin Recean, membrii Cabinetului de Ministri și șefii agențiilor de stat vor discuta cu cetățenii despre programele guvernamentale și importanța implicării fiecăruia dintre noi în dezvoltarea unui stat prosper. Pe scena din Piața Mare Adunări Naționale vor evolua Baletul Național Joc, Ansamblul Folcloric Romanița, colective folclorice din țară, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, Orchestra Națională de Muzică Populară Lăutarii, artiști cu nume de rezonanță lumea întreagă, precum Alexandra Konunova, Elveția, Martina Meola, Italia, Pavel Efremov, Germania, Lilia Istrati, România, Andrei Jilihovski, Franța, Geta Burlacu, Marea Britanie, Cezar Moldovanu, Moldova, pianiștii Stanislav Jar și Laura Balikov, Olanda, țambaliștii Ion Curteanu, Ungaria și Alexandru Olaru, Moldova. Festivitatea va culmina cu marele joc Moldovenii când se strâng. De asemenea, pe data de 27 august, în toate localitățile țării, vor fi organizate manifestări dedicate Zilei Independenței. Detalii despre activitățile planificate de către executiv în data de 27 august, dar și despre restricționarea transportului public și harta traseilor alternative vor fi publicate și actualizate pe pagina oficială a Guvernului și pe pagina evenimentului pe Facebook.